ați trimis pe 2 februarie 2017 un mail către 750 de europarlamentari în care ați încercat să explicați de ce nu este periculoasă ordonanța 13 și de ce nu este încălcat statul de drept și toate declarațiile din spațiu public sunt false? Deci, nu eram premierul României. Nu, erați europarlamentar. În funcția de europarlamentar ați trimis? Mă lăsați să vă răspund. Da. Nu eram premierul României, eram europarlamentar. Trebuia să explic pentru că au fost atâtea atacuri din partea Monicăi Macovei, Cristian Preda, care zugrăveau țara noastră într-un mod în care nu le făcea cinste. A trebuit să explic ceea ce se întâmplă. Așa se procedează în Parlamentul European. Și o să vedeți că mail-uri nu am trimis numai eu, toți europarlamentarii trimit aceste mail-uri pentru a clarifica anumite situații. Dar credeți-mă, nu mai știu în 2017 ce am scris într-un mail, o să-mi spune și în 2009 că nu știu ce mail am trimis. Haideți să vorbim de perioada în care am fost premier, de perioada în care m-am raportat la ceea ce au așteptat românii de la mine. A fost un eveniment destul de important, de aceea vă întreb de această situație, pentru că care eveniment? Cel în care ordonanța 13 și mail-ul care eveniment? Dumneavoastră l-ați trimis către europarlamentar. Care eveniment? Cel în care europarlamentar de la Partidul Național Liberal au venit și au adus în discuție România în Parlamentul European, indiferent de ceea ce se întâmplă în România, lucrurile trebuie să le rezolvăm aici în țară. Nu să mergem să ne judece toate statele membre. Niciun alt stat membru nu face acest lucru. Trebuia atunci să-mi apăr țara, cum am făcut de fiecare dată, și să spun că nu, România nu este așa cum încearcă să o zugrăvească unii. Și uitați-vă, înainte de a mă acuza pe mine, la mail-urile trimise de Monica Macovei. Și atunci o să înțelegeți pe deplin atitudinea mea. Atunci, în acest mail, vă readuc aminte că spuneați că nu mai știți, ați susținut ordonanța 13. Acum o mai susțineți? Acea ordonanță a fost declarată constituțională. Din punct de vedere legal, nu văd să fie probleme de legalitate. Acum cred că nu este oportună o astfel de ordonanță și nici n-aș putea să dau o astfel de ordonanță. Știm foarte bine, a fost un referendum votat în care guvernul României nu are voie să dea ordonanțe de urgență pe justiție. În spațiul public au apărut de-a lungul timpului critici aduse Partidului Social Democrat. Cum catalogați și cum vedeți dumneavoastră un partid care a avut în frunte un om cercetat penal și care a plecat din fruntea partidului la închisoare? Cum îl catalogați pe acest? Am spus acest lucru, că fiecare președinte a avut lucrurile bune și lucrurile rele. Justiția a intervenit, nu am ce să comentez legat de acest subiect, dar pentru corectitudine. Cum vedeți dumneavoastră un președinte în fruntea României care are nu știu câte dosare penale, care se judecă cu bătrânii pentru o casă pe care a pierdut-o, un președinte care nu vrea să vină în fața românilor și să elucideze toate aceste lucruri? Cum vedeți dumneavoastră în fruntea României un președinte care calcă în picioare Constituția? Liviu Dragnea a plătit pentru ceea ce a făcut, dar cum plătește Klaus Iohannis? Pentru că a jurat cu mâna pe Constituție și a călcat în picioare legea fundamentală. Dacă dumneavoastră ați călcat în picioare Constituția, ați plătit în fața legii? Categoric da. Haideți să vedem și să avem o abordare corectă față de ceea ce a făcut fiecare. În momentul acesta avem un președinte care a încălcat Constituția, un președinte care a încălcat separarea puterilor în stat, un președinte care vrea puterea absolută în România, un președinte care este președinte, este șeful executivului, vrea Parlamentul meu și vrea să conducă tot ce este în această țară. Un președinte care a cerut schimbarea șefului DIICOT. Atunci, de ce nu avem o abordare corectă și față de acest președinte care e președintele de facto al Partidului Național Liberal? Deci, Liviu Dragnea, dacă a greșit, a plătit. Dar ce se întâmplă cu Klaus Iohannis, care e președinte în funcție? Nu cumva nu a renunțat la imunitate, având în vedere toate aceste lucruri pe care le-am enumerat? Puteți să-mi enumerați câteva articole din Constituție pe care le-a încărcat președintele Klaus Iohannis?
În primul rând a încălcat decizia Curții Constituționale. Curtea Constituțională a spus că de îndată, bine, la domnul președinte de îndată înseamnă foarte mult timp, de îndată trebuie să numească miniștri interimari. A numit miniștri interimari, a sfidat efectiv Constituția. V-am dat acest exemplu. Mulțumesc pentru întrebare.